Începând a spune că participarea la această lansare de carte, prima din cariera domnului Adrian Mitroi, îmi generează un sentiment puternic de plăcere, favorizat și de faptul că de la momentul debutului, atât pentru mine cât și pentru colegii care ne ocupăm de revista Carpatica, domnul Adrian Mitroi, prin creația sa, a constituit o adevărată revelație. De atunci și până astăzi, datorită materialelor care ne le trimite și a seriozității de care este capabil, a fost și sperăm că va fi în continuare o prezență non-stop în paginile revistei și în activitățile Cenaclului Armonii Carpatine. Ca o primă dovadă a aprecierii de care se bucură, vă pot spune că în revista Carpatica din martie anul trecut, ca și în cea din martie anul acesta, care urmează să apară săptămâna viitoare, am renunțat a mai scrie editorialul, substituindu-l cu poezii închinate sexului frumos, poezii semnate de domnul Adrian Mitroi. Acum, să nu cădem în păcatul de a crede că dânsul scrie numai poezii datorate eternului feminin, deși n-ar fi nimic surprinzător. Om cu o vastă cultură și care a cutreierat cărările vieții și ale lumii, a oglindit în scrierile sale mai toate evenimentele majore sau momentele importante ale omenirii și a făcut-o apelând la genul liric de tip clasic. Pentru a înțelege adevăratul sens al fiecarei poezie a domniei sale, acestea trebuie citite cu mare atenție. O altă apreciere este faptul că domnul Mitroi a primit încă la câteva luni după debutul care a avut în cadrul publicației noastre o diplomă de excelență din partea editurii Napoca Nova, cea care ne tipărea la momentul acela revista, iar anul trecut, în decembrie, a primit premiul pentru poezie pe acel an al revistei Carpatica și sunt convins că în viitor va primi și alte premii din partea altor organisme. Este cartea de debut, dar domnul Mitroi până aici a mai fost prezent în două antologii, lucrări deci colective, editate de către aceeași editură Napoca Nova. Eu sunt convins că în curând va recidiva și ne va invita la o altă lansare. Îl felicit pentru ceea ce a realizat până acum și îi doresc succes în continuare. A fost o bucurie să-i descoperim și această vocație. Îl caracterizează sensibilitatea și trebuia să-și o exprime mai plenar, nu numai prin viu grai și direct față de cei cunoscuți, așa încât l-am încurajat, deși știți și noastră că asta constituie un pic de izolare, dar am acceptat-o ca pe o misiune nobilă și îi sunt alături. Mă bucur tare mult și îl fericit și îi urez la mai multe. Eu sunt fericită că am reușit să cresc un așa băiat, știi, mă așteptam de la el la... Trebuie să dea ceva pentru că era deștept de mic.
Și acest volum cum vi se pare? Mi se pare foarte bun, mi se pare foarte frumos, e exact ce îl caracterizează, ce face la... îl determină să... Exprimându-mă prin scris, am reușit să mă gândesc la un mic artificiu, cum aș fi putut să mă prezint în fața dumneavoastră. Și am zis așa, pe lângă altele mai scriu și catrene, minifabule, scriituri din astea, similituri din astea de câteva rânduri. Să nu credeți că este ușor, este extraordinar de greu ca în 4 versuri să spui ce vrei să spui. Dorind să vă aduc alean, recit catrene pentru voi, numele meu e Adrian, nu păunesc cu cimitroi, cu mare respect pentru marele poet. Și încă una la debut, eu timpul l-am învins, caput. Și o spun, și o spun fără aroganță. Din om matur ce m-am crezut, iată-mă tânără speranță. Mulțumesc. Vreau să vă prezint un om drag, drag sufletului meu, fără de care această carte poate că nu avea forma aceasta. Este vorba despre Alice Tisanu, Alice Cristiana Tisanu, absolvent de liceu din Ulipati, secția sculptură, cu care o să colaborez în continuare pentru că domnul Cosmescu e vulpe bătrână și știe dânsul ce știe, fiindcă o să mai scot, nu știu dacă o să treacă 2 sau 3 luni de zile și o să mai scot o carte cu altă temă. Ea mi-a făcut grafica la carte și eu vă spun cinstit, eu sunt foarte, foarte mulțumit, extrem de mulțumit. Mulțumesc, Ali. Mulțumesc frumos. Tot ea o să-mi facă și grafica următoarei cărți. Am fost rugat să explic puțin de ce călător pe drumul vieții. De ce călător pe drumul vieții? Deci, m-a lovit acum 2 ani de zile. Am avut ceva încercări, eu știu, la un pahar de vin sau un pahar de țuică, acum nu mai consum alcool de 10 de ani. Și acum 2 ani de zile, pur și simplu, m-am apucat să scriu. Dacă veți citi cartea, veți observa că sunt unele poezii un pic mai naive, mai alt stil. Deci se vede, în 2 ani de zile, se vede, eu cel puțin, văd o anumită evoluție. O anumită evoluție. Am ales, deci în 2 ani de zile vreau să vă spun că am scris în jur de 370 de poezii. Pe care, probabil din cauza faptului că sunt un pic perfecționist, de câte ori le recitesc, de atâtea ori le corectez și mi-e și frică să le... Până la urmă m-am hotărât, băi, le tipăresc, pentru că dacă le tot recitesc, nu o să le mai găsesc în forma asta, pur și simplu. Și am ales această temă. Deci, teme sunt multiple. Dar am avut tema despre viață, o filozofie bine cunoscută, trecerea timpului, curgerea lui ireversibilă și așa mai departe, o să găsiți. Este o carte care conține poezie de început, de ceea ce și reprezintă pe copertă, un fel de răsărit, zi, primăvară, și de apus, sau noapte și toamnă. Și între ele se găsește o viață. Viața mea, care a început acum 2 ani de zile, viața mea de poet, care a început acum 2 ani de zile, cu anumite pasaje care probabil că reflectă și viața mea anterioară, dar sper ca această viață care a început acum 2 ani de zile pentru mine să dureze și să mă înțeleg bine cu ea. Și am ales această temă acum. Următoarea carte va fi numai și numai de dragoste. Altă temă. Probabil că o să mai urmeze și alte teme. Ce voiam să vă spun vouă, celor tineri? Citiți.
este singura chestie care vă lipsește în ziua de astăzi. Cititul. Credeți-mă, este nemaipomenit. Este extraordinar. Orice. Citiți orice. La un moment dat o să vă dați seama singuri ce trebuie să citiți de atunci încolo. O să eliminați singuri rebuturile și o să ziceți asta într-adevăr. Dar orice citiți, absolut orice citiți, vă aduce un plus de cunoștințe. Chiar dacă citiți ceva rău sau care nu vă trebuie sau ce știu eu, vă dați seama, o să vă dați seama că și aia o să vă ajute odată în viața voastră. Citiți, citiți, citiți. Parafrază la Lenin. Să-l felicit pe domnul doctor Mitroi, prietenul meu, dacă îmi permiteți să spun, pentru că și dumneavoastră cred că mă consideră prietenă, văd aici un, pentru prietena mea, Liliana Juvenal. Sunt mulți prieteni. Eu sunt mai specială. Da. Îl iubesc și îl respect foarte mult. Și de aceea am și acceptat invitația cu deosebită plăcere și cu deosebită onoare în același timp. Dar să lăsăm cuvintele mai importante să vorbească astăzi. Adevărata viață. Viața noastră este plină de întrebări fără răspuns. Nu ți-o poți face senină dacă nu spui de ajuns. Nu poți visa vreme bună de nu vei privi în zare. Cum după nori de furtună, plândul curcubeu apare. Dacă tu nu primești veste și trăiești în întuneric, nu vei ști nici când cât este albastrul cer de feeric. Cine nu vrea să învețe cântec, zâmbet, bucurie, va avea numai tristețe. Fericirea nu o să o știe. Învățați și iubirea, bunătatea și speranța. Doar așa vă veți ține firea, învingeți timpul, distanța. Învățați ce înseamnă pace, câte ea vă poate spune, ce minuni vă poate face vremea ei de fapte bune. Oameni, frații mei de cruce, lăsați visele să zboare. Acolo unde s-or duce, omenia nu mai moare. Lăsați gândurile voastre la drum lung în căutare de viață prin alte astre în raza călăuzitoare. Pentru a ști ce vrei în viață, trebuie drumul să-l alegi. Legea bună ne învață, vânt semeni, furtuni culegi. Chiar de-i rea sau de-i bună, viața e bine să o trăiești. Și tot legea vrea să spună ce ai dat, la fel primești. Într-o viață cu ispite, inima s-o aveți plină. Nu de hotărâri pripite, ci de foc și de lumină. Adevărul să vă fie far ce drumul vă conduce, de v-ați rătăci, el știe, către casă vă aduce. Căci mereu aici vă așteaptă oameni buni ce vă iubesc, gândul lor spre voi se îndreaptă când de dori îi pătimesc. Familia reunită la masa de sărbători, cu noroc fie ursită, sănătate, spor și flori. Să știi, când se moare degeaba, de foame și frig, când nu mai ai bani să ții un covrig, când o geantă costă cât o mașină, să știi că și tu ești de vină. Când bogații petrec și săracii dispar, când oamenii speră, dar în zadar, când perna din pat ți-o poate fura, să știi că asta viață e grea. Când preoții mint și banchierii înșeală, când vii de la piață cu sacoșa goală, când de muncă niciunde nu se găsește, să știi că acum te privește. Când bolnavii în spitale nu se mai scoală, când nu ai ce pune, când nu ai nimic de pus în oală, când nu mai auzi tril de păsărele, să știi că vin vremuri grele. Când plâng și copiii de mame ce au vină, când candela nu mai aduce lumină, când hainele încep să se rupă în coate, să știi că nu se mai poate. Când mor bătrâni neștiuți în case, când ne intră adânc friul în oase, când noaptea se aude numai suspinul, să știi că a început chinul. Când lumea săracă e tot mai săracă, iar cei ce cântau vor începe să tacă, dacă între prieteni se cască un hău, să știi că atunci e de rău. Când simți că visele sunt spulberate, când mamele nasc doar pe apucate, când oamenii merg încruntați pe stradă, să știi că blestem o să cadă.
când până și dragostea stă să pălească, iar ura începe să se răspândească, când vorbele grele își termină duelul, să știi că începe măcelul. Avem o carte, un titlu, un autor, Călător pe drumul vieții, de Adrian Mitroi. Pe autor l-am cunoscut vara trecută, la propria mea lansare de carte. M-a criticat? Am acceptat. M-a lăudat? Am acceptat. Apoi am aflat că nu scrisese nici măcar o carte de poezii. Am zâmbit. Adrian Mitroi, de profesie medic veterinar, azi poet. Titlul cărții sale e format din 4 cuvinte, iar lucrul acesta mă începe cu gândul la cruce, simbolul credinței. Citez. O cruce am fost, m-am prefăcut în scrum, am fost un foc, dar am rămas doar fum. Fiecare poet își risipește sufletul, dar această risipire îl înalță la apropie de creator. Citez. Peste tot miros de ocru, ce te ajută să devii, din ateul mediocru, credincios între cei vii. Coperta e un binar frumos ilustrat de tânăra Alice Cristiana Tistanu, avem de față, tot ea semnează și ilustrația volumului, alb și negru, zi și noapte, citez, ziua m-a învățat să visez, noaptea m-a învățat să creez, gândul m-a învățat să alerg, culoarea m-a învățat să șterg. Toți suntem călători, dar în trenul poetic se urcă foarte puțin. Citez, simțeam flacăra din tine, însă ochii tăi plecau, stele încinse explodau, aruncând scântei divine, alergam în mii de părți prin ceața de gelatină, rugând clipa să te țină în puterea sacrei cărți. Cine conduce trenul în care s-a urcat Adrian Mitroi? Eu cred că Lucian Blaga. Fluxul și refluxul acestui univers poetic șoptește. Sete de lumină, fugă de lumină. Sete de tăcere, aspirație la cuvânt. Privindu-l pe Adrian Mitroi, observ că își concentrează toată ființa în privire. Nu ai cum să-i reziști. Așa este și această carte. Și Lucian Blaga îmi dă dreptate. Închei cu o strofă din poemul său numit Cap a plecat. În fântână mi-a plec, gând și cuvânt, cerul-și deschide un ochi în pământ. Este un lucru frumos să ai curaj să mai scrii poezie în ziua de astăzi, când atât de puțin se mai îndeletnicesc cu scrisul de poezii. Este un lucru tare frumos. De asemenea, asta fiind prima carte, urmează a doua și automat intrarea în Uniunea Scriitorilor, nu? La două cărți mi se pare se poate merge mai departe. Este o... Depinde de ce năzuință. Da. Mă rog, năzuințele sunt, pentru că n-ar fi apărut această carte dacă n-ar fi existat, cum să spunem, oficializarea aceasta, dorința de a strânge tot ceea ce ai și să dăruiești. Deci toate aceste poezii pe care le-ai scris, gândurile, sufletul tău. Pentru că, într-adevăr, frumos a spus doamna soția domnului doctor că este vorba și de o sensibilitate sufletească. Nu oricine poate scrie poezii, trebuie să ai un suflet sensibil, trebuie să fii deschis către cultură, să poți să te joci cu cuvintele, să le împletești, să le aranjezi, dar să le faci să transmită o emoție, nu un cifru. Și atunci nu pot decât să vă urez și eu, domnule doctor, la mai multe cărți, la mai multe producții literare și care să ajungă în mâinile tinerilor să le citească. Pentru că, la urma urmei, ei sunt cei mai, cum să spun, către ei cred că e bine să se adreseze poeziile. Au nevoie să mai viseze, să mai asculte o poezie. Lucrul ăsta, într-o epocă, cum a spus și dumneavoastră, în care cartea, cum să spune, plăcerea asta de a simți cărțile între degete au dispărut oarecum, și mi-aduc aminte când eram și noi copii că le citeam și le căutam noaptea pe sub plapumă, că ne luau părinții la culcă-te, nu mai citi. N-aveam alte distracții, n-aveam Facebook, n-aveam nu știu ce rețele de socializare decât cărțile. Și pentru asta făceam coadă și așteptam la biblioteca școlii și le luam, chiar dacă erau rupte, le frunzăream și le citeam cu mare plăcere. Cititul rămâne totuși o experiență
pe care nu o poate înlocui nicio altă, să zic, formă decât aceea de a ține cartea în mână și a... poți să o deschizi la orice pagină instantaneu, nu trebuie să mai aștepți, nu depinzi de o baterie încărcată. E bine să citești o carte și de poezii mai ales. Un mic intermezzo apropo de ce a spus antevorbitorul meu. Scriu de plăcere. Nu scriu cu niciun scop decât acela de a lăsa ceva în urma mea. De curând am primit niște, nu pot să spun, critici. Am fost super certat. Și inițial am fost un pic amărât. Dar mi-am dat seama că cine m-a certat avea dreptate. Mi-a spus că sunt egoist. Știa foarte bine, sau bănuia, nu știe, dar sigur bănuie, cam ce poate să producă o minte umană. Bineînțeles că trebuie să aibă niște cărămizi la bază, că altfel nu produce nimic. Somnul rațiunii produce ceea ce vedem astăzi peste tot, adică moștri. Și m-a făcut egoist. Mi-a spus că sunt egoist pentru că nu vreau, eu vreau, dar probabil că n-am știut să mă exprim ca lumea până acum, să las pe hârtie pentru semenii mei ce am în minte. Până acum am simțit nevoia să scriu clasic. Așa. În felul acesta. Probabil că o să se ivească și ziua în care nu o să mai scriu așa. O să scriu altfel. O să... Eu știu, nu știu sigur, o să uit de rimă și ritm și o să scriu, probabil, la alt nivel, cu altă profunzime, nu neapărat criptat. Nu, că nu mi-am propus să mă apuc să închid poezia sau scrisul în niște... să-l încui cu niște lacăte acolo, care numai anumiți oameni care au cheile să știu să le descuie și să înțeleagă. Nu. Nu. Dar probabil că o să am alt stil. Probabil, zic. Tot ceea ce vreau să vă spun este că de acum încolo mă voi strădui să îmi pun pe hârtie și mintea, nu numai sufletul. Da, cred că cine m-a certat a avut dreptate. Cred că a avut dreptate. Mă bucur să fiu prezent atât de voi la această lansare de carte. Cu toate că hârtia mă recomand, nu sunt specific nici măcar în istorie, dar în literatură. Completându-l pe domnul dr. Mitroi, în ce spuneam mai devreme, să știți că eu personal mă bucur foarte mult că poeziile domniei sale sunt cu rimă și sunt cu rim. Sunt singurile pe care eu le pot înțelege. Dar asta este doar problema mea, nu a celor care scriu. Aș vrea să vă spun că, nu doar în prezent, ci din totdeauna, a fost foarte dificil pentru fiecare om nu să trăiască, ci să fie viu. De trăit, trăiesc toți. Foarte puțini oameni sunt vii. În prezentările făcute cu domnul Dimitroi până acum, dovedesc acest lucru. Fiecare dintre noi avem de-a lungul vieții mai multe ipostaze. Principal este să nu le sunt definiți din cea dintre ele. Suntem fii, suntem frați sau surori, suntem soți, prieteni, colegi, părinți și așa mai departe. Dumnezeu este și doctor, este și pasionat de istorie, pentru că de acolo ne cunoaștem. Și au trecut multe ore de dezbatere în cadrul acestor activități de la Centrul Cultural și atât este și poet. Și este un lucru pe care vi-l doresc și vouă tuturor, să nu vă definiți doar prin ceva anume. Să nu lăsați doar ceva să vă definească, indiferent că este o profesie, un moment al vieții sau o conjunctură. Aș vrea să-i spun domnului Mitroi că dă dovadele mare curaj
pentru că în momentul în care publici, mai ales o carte, este dovadă de mare curaj. Îi împărtășesc și nu știu dacă este bine nici pentru mine, nici pentru domnia sa, poziția extrem de critică sau perfecționistă față de un text scris. Și eu le revăd, le completez, le modific și nu le-aș da drumul în public niciodată. Și nu știu cât de bine este. În momentul în care ai o asemenea viziune față de ce scrii, în momentul în care publici și dai drumul în spațiul ca să-l citească toți, aceasta este o activitate similară cu un salt în gol de la mare înălțime. E o eliberare, dar în același timp e și o extrem de multă tensiune între cele două. Aș vrea să-l felicit și în același timp să-i spun că acum cartea nu-i mai aparține. A ajuns publicului, oamenii o citesc și deja fiecare o interpretează în modul propriu. Plecând de la asta, vreau să vă spun că este foarte dificil să scrii poezie, mai ales în formate. Și să vă spun de ce. Noi oamenii avem mare talent, și puteți să-i puneți ghilimele sau nu, dar ne-ar fi foarte greu să transmitem ceva în scris dacă simțim cu adevărat. Când simți ceva cu adevărat, ai nevoie de extrem de multe cuvinte ca să le scrii și după ce le folosești, îți dai seama că a trecut jumătate de pagină și, de fapt, parcă nu seamănă cu ce simți. Cu atât mai greu este să pui un mesaj în poezie. Într-un text, în proză, te poți folosi de oricâte cuvinte ai nevoie. Asta este ideea. Mesajul poți, o idee, o poți scrie pe 30 de rânduri. În poezie este exact invers. Trebuie mesajul să-l pui cumva, să nu mai zic că mai trebuie să aibă și rim și rimă. Este deja la un alt nivel. În încheiere, aș vrea să-i spun că am simțit și eu cum este să stai pe peronul gării și să sper ca trenul să nu mai vină. O singură dată s-a întâmplat ca persoana care pleca să se urce într-un tren care se separa în Pitești și le greșească locația, să se întoarcă. Dar o singură dată. Domnia sa a avut anumite emoții. Sunt trecute, sunt prezente, sunt puse în poezie. Sunt ale lui, sunt ale autorului. Cartea, poeziile din ea vor fi citite de fiecare dintre noi, de alți oameni și ne vor plăcea unele pentru că sunt foarte bine scrise, pentru că au rimă, au un anume ritm, însă cele care ne vor rămâne aproape de suflet sunt cele în care ne vom regăsi. Iar o carte de poezie asemenea altor discipline este o carte care trebuie citită cel puțin din 5 în 5 ani, pentru că pe această durată ni se îmbogățesc experiențele de viață, emoțiile prin care trecem și cu siguranță poate nu ne mai regăsim în acele poezii în care ne găseam acum 5 ani, dar ne regăsim în altele. Felicitări și pentru curaj și pentru bucuria de a scrie. După cum știți, cărțile ne fac mai inteligenți doar dacă le citim. Așa că citiți Adrian Mitroi, pentru că pe lângă inteligență veți găsi și sensibilitate. După cum urmează. Când va fi? Când va fi sfârșitul lumii, ne vom întâlni cu toții. Părinți, magistrații, hoții, copii, doctorii, nebunii. Ne vom privi în ochi cu teamă, căutând cine-i de vină, căci din pronia divină a rămas o cruntă vamă. Nu vom mai putea ascunde calități sau mari defecte, forme curbe, răni infecte, gândul ce mintea pătrunde. Vom ști tot ce fiecare, ce a făcut, ce a vrut să facă, adevăr de-a spus și dacă, suflet curat sau greoare. Vom sta toți la judecata celui care ne-a creat, vom afla ce a meritat, care ne va fi răsplata. Mulți din noi atunci vor plânge, vor geme cerând iertare, aflând că adevărul doare, vor fi și lacrimi de sânge. Mulți din noi vor fi ferice, bucuroși că au găsit calea pe care au pornit, altă lume să ridice. Patimile vor dispare, va dispărea lăcomia, invidia și hoția, ura se va topi în soare. Nu vom afla doar ca frații ne va umple bucuria, legea va fi omenia pentru infinite spații. Ne vom părăsi trecutul, vom uita de tot ce a fost, amintirile n-au rost, speranța va fi avutul. Vom zbura pe raza lunii, fără aripi, fără vele, vom fi pulbere de stele când va fi sfârșitul lumii.
ce-mi doresc. Nu sunt un geniu, nu sunt imoral, imortal. Sunt muritor de rând, un om banal. Principiul meu e, viața poate fi, a cui o vrea și a cui o va trăi. Dacă doresc avere în a mea viață, noroc îmi trebuie și un loc în față. De văd spectacolul la galerie, îmi va părea că-i tragicomedie. În viață, dacă gloria aș vrea, mi-ar trebui curaj în lupta grea, căci lașitatea iese din memorie și nu e scris în cartea de istorie. În astă viață de-mi doresc plăcere, dragostea să-mi fie foc, durere, căci dacă inima mi-e de piatră, flacără nu-i, ci doar cenușă în vatră. De vreau în viață să am sănătate, voi merge calea tot la jumătate, căci dacă mă abat din acest drum, dispare tinerețea ca un fum. Dacă aș avea în viață înțelepciune, din toate aș face a vieții minune, căci știi, blestemul cel mai de temut e să regreți, bătrân, ce n-ai făcut. Așa că acum vreau să mă grăbesc, las griji și pentru mine eu trăiesc. Din ce-mi doresc voi face atât cât pot, voi râde acum de toate și de tot. Dar știu că niciodată nu e bine să am de ce să râd și eu de mine. Voi lua aminte la cei care zac, voi învăța ce trebuie să fac. Ca un fel de răspuns la ceea ce a spus distinsul meu prieten și coleg, doctor Marian Toma. Din cauza faptului că și dânsul scrie, are bucățica asta de iad sau de rai. E foarte greu de spus ce, de fapt, ce este. Știe ce înseamnă ca la un moment dat să-ți frămânți mintea într-un hal fără de hal încât ori să obosești, ori să clachezi pur și simplu. Este greu, este foarte, foarte greu. Am șansa extraordinară de a avea o soție care mă înțelege. Mă lasă în pace, mă boscurătește, dar până la urmă spune, da, poetele, stai, gata, hai, iartă-mă, eu sunt de vină, nu te mai întreb, gata. Nu sunt poet. Încă nu sunt poet. Și sunt foarte conștient de chestia asta. Pot să pun un cuvânt după poet, amator. Deci niciun caz nu sunt poet profesionist, sunt amator. Însă mă străduiesc cu mijloacele mele mărunte să las ceva, să vă spun ceva, să vă fac să vă imaginați ceea ce cred eu despre viață în cartea asta. Asta vreau să fac, să vă imaginați sau să ajungeți să aveți o imagine congruentă imaginii mele, care să, eu știu, să fie cumva în sfera în care, să ajungeți și dumneavoastră în sfera în care am ajuns eu. Ai reușit, ai reușit. Mulțumesc, mamai. Nu vreau nimic altceva, vreau să vă arăt niște imagini, niște trăiri, niște gânduri, niște, eu știu, aspirații. Vă dau și pun probleme. Pun, am scris și poezie socială aici. Pun destule probleme. Dar nu pun probleme la care nu dau și răspuns. Sunt destule la care dau și răspuns. Aș vrea ca după ce citiți această carte, dacă veți reuși să o citiți, să fiți un pic mai buni, mai gânditori, mai deschiși, mai toleranți, eu știu, mai înțelepți. Vă mulțumesc. Poezia mea preferată din carte se intitulează Am fost. Am fost un râu, seceta m-a secat, o floare am fost, arșița m-a uscat. Am fost un bob, făină m-a făcut, un pom am fost, dar fructe n-am avut. Am fost un nor și vântul m-a gonit, un fulg am fost, în palmă m-am topit. Am fost o casă, zidul mi-a căzut, clopot am fost pe un vapor pierdut. O cruce am fost, m-am prefăcut în scrum. Am fost un foc, dar am rămas doar fum. Vin am fost, pus într-un pahar ciobit. Am fost un trântor ce nu a iubit. Culoarea roșu am fost și a curs sânge. Am fost un vis,
copilul și acum plânge. O stângă am fost, în praf m-am prefăcut. Umbra am fost și noaptea m-a durut. Am fost un strop de ploaie într-un ocean. Aripa am fost, ce a bătut în van. O pâine scoasă crudă din cuptor și condimentul presărat de dor. O notă falsă am fost din când în când, o patimă fugită dintr-un gând, privirea ce se sperie de ziua, apa am fost cu sârg bătută în pio. Intenția am fost neexprimată, capriciu sec de Mona Lisa beată, găiera am fost neinvitat la masă și musafirul invitat să iasă. Din câte am fost și câte am trăit, nimic nu am ales la sfințit. Nu plânge pentru mine, n-are rost. De acum n-o să mai fiu nici ce am fost.